Bună, bine m-am găsit la un nou episod din Roblox, suntem aici împreună cu Max. Salut! Și iată ne mai buni într-o nouă poveste foarte drăguță pentru voi și de-abia aștept să o descoperim împreună. Și văd că mergem cu autobuzul undeva. Îmi place în poveste, pisică, hai la poveste, hai, mergem. Dar vreau ca voi să apăsați butonașul de like, pentru că poveștile știu că vă plac foarte mult și vreau să strângem peste 15.000 de like-uri la episodul de azi. Putem să strângem? Cum să nu? Eu zic că da. Și dacă strângem, vom face și mai multe povești, pentru că știu că sunt preferatele voastre. Da? Deci da. Destul de multe, ce e în autocarul ăsta? N-am ce să zic. Suntem mulți, într-adevăr, dar nu avem nevoie de 10 player? 10 players required? Da, ai dreptate, de ce? Nu știu. Avem nevoie de 10 player și în partea aia, 2 din 10, 1 din 10. Ok, dar trebuie să-i dai reset character pentru că n-ai cum să mai ieși din autobuz, dar te spun azi imediat. Okay. Da, deci nu știu de ce în autobuzul ăla s-au dus toți și aveam nevoie de... Hai aici, din 2 din 10. Hai 2 din 10. Hai. Sunt șoferița pe autobuz. Bă, pisică, dar cum ești tu șoferiță pe autobuz? Fii atent, tu. Pe mine mă amuză că ea nu știu că n-o să plece autobuzul lor deloc. Mă, cine știe, poate vor să aștepte. Mai mulți oameni, nu cred, știi? Că o să se strângă 10, dar treaba lor, treaba cine lor. Știe? Noi cum plecăm? Uite cum plecăm. Haide! Așa. Fiți atenți, voi număra până la 10 și la 10 să apese toată lumea pe butonașul de like, cine nu a apăsat încă, bine? Hai bine. Să vedem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Like! Sper că ați apăsat și voi butonașul de like și vă mulțumim dacă l-ați apăsat. Bă, waiting for other players, pe tine te-a încărcat? E, nu, da, așa cum zice și mie, gata. Gata. Motociclete! Motociclete! Nu avem voie! Salut toată lumea! Astăzi o să mergem la un camping în Slate Park. Este un parc nou în care vom merge. Vreau să merg cu motocicleta, pisică. Păi stai că acum o să mergem cu motocicleta. Ok, avem de condus. Rangerul asta, cum îi zice, pădurarul, ne așteaptă. Trebuie să luăm motocicletă. Dar unde? Încolo? O pisică, nu știu. Ce tare e motocicliștii în aventură. Fă și tu o poză, Maximilian. Să fac o poză? Stai așa pe loc. Am făcut. Gata? Hai. Da, dă-i înainte cu tupeu. Sper să fie bun acum. Pe cărare. Woohoo! Aoleu, pisica, facem accident! Aoleu! Dar până unde? Ia, stai pe loc puțin. Trebuie să mai fac una. Mai fac o poză. Hai. Asta e mai tare, gata. Hai, unde? Hai, dar nu știu unde, că-s două căi. Aici, poate? Pe acolo crezi? Nu știu. O să treci? Da. Mamă, cât de ciudate. Era același lucru. Era același lucru, doar că pe acolo săreai. Era o săritură. Da. Acum noi am făcut poze pe drum și nu știu dacă mai ajungem. Ajungem oare? Ajungem, capitane. Aoleu, pisică. Bă, dar n-am avut un obiect până acum în care să conduci motociclete. Nici eu. Ce scrie aici? Pericol. Pericol, de ce aș vrea să merg unde-i pericol? Gata, am trecut. N-aș vrea și ceva. Pisică, se cam duce timpul, nu știu ce să zic. Nu știu, că boost n-am. Nici eu. Am lanternă. Hai că suntem aproape. Gata, e prete invizibil. M-a oprit. Ce s-a întâmplat? Prete invizibil. E cineva acolo. Alo? În față. Ma, dă-te jos! M-a speriat! De ce te-ai speriat? M-a zis, dă-te jos repede și am vrut să dau mai încet jocul. Și mi-a ieșit din fereastră. Aici cred că trebuia să fim, pentru că mai departe nu te lasă. Da. Corect? Corect. Băi, eu am ajuns. Și eu am ajuns. Gigele, ne vezi? Alo? Gata, hai. Ok, ne lasă. Ok, lăsăm motocicleta de acolo. Jeff îl cheamă pe ăsta, să vedem. Bună, bine ați venit în Slate Park. Numele meu este Jeff și eu o să vă ghidez spre campsite. Ok, îmi place. Începe povestea asta deja. Motociclete cu nebunii cu acțiune. Bă, am mai văzut povești cu camping, dar niciodată povești cu camping în care trebuie să iei o motocicletă. Da. Deci, clar o să fie foarte, foarte mișto. Deja pot să zic chestia uite asta. Uite cabana, frumos, așa cu foc de tabără. Foc de tabără, pisică, ce frumos, da. Bă, ce am în mână? Asta o mănânci dacă vrei viteză, cred. Aici este campsite-ul, aici o să dormim în seara asta și o să spunem povești de speriat. Eu nu vreau. Bun, hai să vă arăt unde o să dormiți. Hai să vedem unde dormim.
Am și medkit, am 5 medkit. Băi, uite căprioară! Am văzut-o. Lul. Oh, merge. Căprioară. Merge? Să-i o poză. Da, da, merge, merge, merge. Să-i o poză. Ok, deci aici wow. O să dormim. Frumos. Arată destul de frumos, nu? Nu pot să zic. Nu știu și tabloul ăsta ciudat de aici. Și da, și eu, vreți să vă arăt unde-i baia? Nu știu, vrem? Da, bănuiesc. Habar n-am. Baia? Cred că e gen la Copăcel. Apa, bă, de ce mi-a luat din viață? Ai vrut să vezi unde-i baia. Și mi-a luat din viață că mă scăpam pe mine sau ce? Da, cred că ai făcut pe tine. Ai What? Făcut pe tine, ai făcut pe tine, ai făcut pe tine. Nu am făcut pe mine, făcut nu pe am făcut pe mine. Bă, vă rog să apăsați și voi acolo butonașul de like dacă ați ajuns până aici la episod. Și să știți că nu am făcut pe mine, bine? Bă, fac pe mine! Bă, adevărat, haideți domnul mai repede. Dă-ți medkit, mi-am dat medkit. Păi mie nu mi-a luat din viață că eu nu fac pe mine. Da, eu de ce fac pe mine? Maximilete, de ce ești alb? What? Ești prea alb, parcă nu așa arăta caracterul tău. Sunt alb la față, pisică. Ești alb ca varul, ce ai mâncat? Nu știu, pisică. Tu faci acum, de mine acum? Fac pe mine de asta. Haideți, domnul, mai repede că bune, face pe el. Trebuie să te duci ca să te duci la baie, ce asta? Bune, erau atâția wow, copaci acolo. Okay. A, uite ce drăguț arată. Du-te, aici du-te baia. La baie, hai, du-te. Mă duc la fete. Nu la fete, du-te, uite, ia și hârtie. This place is forbidden. N-ai voie să te duci în drumul ăsta. Okay, dar explorați parcul, bă, m-am lovit. Dar explorați parcul cum vă doriți. Deci asta e singura zonă în care nu ai voie să mergi. E forbidden. Ok, nu mă interesează zona aia. Nu avem voie să mergem acolo. Da, de ce n-am voie să intru la baie? Da, mă scăpam pe mine și ce facem aici? Domnul, dar a mers atât de mult. Să ne închide tușa la baie. Hai să mergem. Ce să fac acolo? Nu am ce să fac. Adevărat, caracterul tău e alb, urât de tot ca varul. Nu este alb, pisică. Ba nu este, e de la culoare. Nu e adevărat, uite, dacă stau aici, uite, vezi? Nu, tot alb te văd. Alb ca varul ești, zici că ți-e rău. Nu e adevărat. Poate mi se pare. E de la tenta de culoare a jocului. Ok. Da, la mine nu mai există tenta de culoare a jocului, nu? Eu arăt frumos. Tu arăți tot alb, ok? Ba nu. Ia uite-te acum la mine, n-arăt la fel de ba cum da. Sunt eu normal. Ba da, acum da, că s-a lăsat în generic. Noaptea se apropie. Ia să vedem, pisică, ce se va întâmpla, că știm sigur că se va întâmpla ceva, în orice poveste se întâmplă ceva neapărat. Auzi? Știi de ce cred că nu te-ai mai dus la baie? A? Că ai făcut deja pe tine tot. A, păi îți dai seama că n-ai mai avut nevoie. Bun, eu o să merg afară să fac rost de niște lemn pentru a face campfire-ul. Ok, domnule Jeff. Mă uit pe geam. Băi, mie-mi tot... A, băi, eu mă dau cu capul de geam, de peretele ăsta. A, cred. Și de-aia ți-a luat din viață? Dar a, de ce cred, ți-a pentru lua? Că... N-are nu știu, dar uite, mi-a luat din viață. Pa, pardon. Eu nu vreau să dorm la geam, așa că voi dormi aici. Dar nu păi și acolo ești mai aproape de geamul păi ăsta. Și aici unde sunt? Nu sunt mai aproape de geamul ăsta? Și ăsta și ăsta, toate la geam, mă culc în colțul ăsta aici. Așa scap banele, pisică, ce vrei acum? Da, știu. Bă, s-a auzit ceva? A, n-am auzit nimic. Păi vezi că ți-ai dat jocul prea încet. Tati, așa să dau jocul mai tare. Cineva a țipat! Oh, nu, Jeff! Jeff? S-a auzit o țipătură. E monstru ăsta de aici. Ce? Asta ură? Nu cred. Ia, băi, avem de asta de... Trebuie să-l căutăm pe Jeff, ceva i s-a întâmplat cu siguranță. Păi, hai să-l căutăm. Bă, cine e acolo? O, ochi roșii. Pisică, e cineva acolo. O, doamne, e ceva... Oh, oh my god, ce chestia aia. Uite-te cum dă din cap. Am văzut. O, nu, a dispărut. Cred că este Jeff. Da, de ce toți ăștia care pleacă, de obicei ei sunt? Da, exact. Ai văzut cum dădea din cap? Am văzut, zicea, eu sunt Jeff. Nu cred că zicea că el e Jeff. Poate nu a fost real. Căutați-l pe Jeff. Da, n-a fost real. Cu siguranță n-a fost real. E beznă totală. Poate să-l caute pe Jeff în bezna asta totală. Uite, n-avem voie să mergem în direcția asta. Hai, da, ne ghidează jocul unde ar trebui să mergem. Hai să mergem spre baie, că acolo l-am văzut. N-aș fi ieșit afară, de ce n-aș... Uite! Jeff! Jeff e mort! Nu! Fă o poză, fă o poză, fă o poză, fă o poză la Jeff.
Am făcut. O, Doamne, Jeff a murit. A fost prea tânăr. Era, a fost monstru. Hai să plecăm de aici înainte să fim și noi omorâți. Uite, hai, îți arată acolo un punct verde. Îl vezi? Da, îl văd. Acum îl văd. Cred că acolo trebuie să mergem. Cred, nu știu. Bă, clar acolo trebuie. Dar oricum, eu n-aș fi ieșit oricum afară. M-aș fi păi ce faci? Stai în cabană și dacă vine peste tine monstru, ce faci? Ouleu! S-a prăbușit. Era o zonă pe... A, era ieșire, mam. Era aici, pe aici era, puteam să ieșim. Mă, ți-ai full damage. Lol. Deci dacă sari și piși de la distanță prea mare, ți-ai damage. Am înțeles. Eu am crezut putem că e monstru în spatele meu. Și de asta am reacționat așa. Deci eu nu mă dădeam cu capul de cabană, ci... Sărei și te aruncă din pat. Prea mare. Te aruncă din pat. Deci dacă piși din pat, te rănești, aparent. Da. Ne întoarcem în cabană, cică. No, dar nu poți. Nu pot. Ce? Aoleu! În spate, în spate. Îl văd, dar nu dacă știu. Apare monstru, să-mi face poză, Maxim. Poză pisică, dacă e nu știu, frumos. Nu e nicăieri, nu e nimic. 3 puncte. 3 puncte. Cum îți permit să fii aici? Ce? Ce? Pregătește-te să fugi, o să vă omor pe toți. Oh my god. Pisică? Fă-i poză, fă-i poză. Fugi. Spre verde. Au! Ești gazda cu cuțitul, te cuțitează, dă-ți medkit. Maximilian! Mă cuțitează pe mine, lasă-l că să mă cuțiteze pe mine. Păi da, eu nu pot, e perete. Pe aici, pe unde sunt eu, vino. La podul ăsta. La pod. Mă cuțitează, pisica! Se teleportează, fugi! Pisica, vezi că te cuțitează pe la spate. Să vezi la viață, să nu mori, să-ți dai medkit. Da. Doamne. Pe aici. Da. Asta e zona în care n-aveam voie să mergem, cred. Oh my god. Vine că deja nu s-a făcut prea de bine. Nu știu. Dau cu lanterna în cap. Ne-a pierdut. Zic că nu știu ce facem aici. Na. S-a închis gardul ăsta. O, vine! Oh my god! E la gard. Pleacă! Frate, uite cum zâmbește la mine. Pleacă! Nu te atinge de el, poate omoară. Nu. Pisica, dă-te mai departe! De ce ești roșu? Ce? Era roșu. Toată lumea în regulă? Hai că suntem în regulă, dacă e. Trebuie să avem un plan să scăpăm de aici. Monstrul e prin preajmă. Ne dă târcoale. O, Doamne! Trebuie să ne întoarcem la cabană, oare? Nu. Nu? Hai să dăm nu atunci. Nu mă mai întorc. Da, nici eu nu m-aș întoarce acolo, sincer. Lasă-mă, aș căuta o scăpare cumva. Hai de capul meu, aș fi căutat podul să iau motocicletele alea să mă întorc înapoi acasă pe bune. Pe ce să mai cauți? Că nu mai ai, s-a prăbușit niște bolovani peste ieșire la motociclete. Nu mai ai cum să treci pe acolo. Era? Ok. Da? Ok, și am ce facem? Continuăm. Nu ne vom întoarce înapoi. Eu am zis asta. Monstrul ar putea să fie acolo, cu siguranță. Pisică-și de bandaj. Mi-am dat. Hai să investigăm această zonă în continuare. Deși asta e zona pe care Jeff ne-a spus că n-avem voie să o vizităm. Da, cine știe ce se crede sunt. Poate monstrul are de-a face cu ăsta. Și eu mai am și un snack de ăsta, dar nu știu ce face. E înghețată, dar e biscuitea foarte bună. Opa. I found a cave. Oh, un cave. Oh, Doamne. Nimic aici, sigur e ceva, că văd pe după perete. Sigur, da, poate să știu pe unde stau. Văd o ușă. Wow! Wow, cristale! Mamă, ce aici? Wow, vreau și eu unul ca amintire. Un cave plin de cristale. Păi, Jeff știa ceva, dar... Da, averea lui. Hai să ne grăbim. Monstru poate să apară de nicăieri. Mamă, dacă apare monstru aici și mă blochează jocul cu peretele lui invizibil. Mamă, ce mișto cristalele astea, mi-aș lua și eu. Da, și eu aș lua. Ok, aveți grijă, este acid pe jos. De asta nu ne-a lăsat Jeff să mergem. Da, de ce? Dar săracul a murit. Că e acid pe jos? Sau că nu suntem în stare să sărim? Oh, nu! Asta nu ne duce nicăieri. Ce facem acum? Sunt sigur că ne duce... AAAAAAA! Pisică, ce se întâmplă? Nu știu. Oh, nu din nou! Acum ne-am
A, ne-a blocat aici de tot, uite. Fira. Bă, da, e aici ceva, parcă o ușă? Nu. Părea a fi, da. Nu cred. Asta e un cristal de sau face ceva. Pe astea, poate, uși secrete. Apăs pe... Bă, singura chestie e asta, aici. Care pare a fi o deschizătură, păi ceva gen, dar nu... Zici că am picat, pic! Și eu, și... Aoleu! Pisică, pisică! Aoleu! Aoleu! Nu știu unde să... Oh, what? O, Doamne, a fost o halucinație! Asta e sfârșitul nostru, aici vom muri. Nu cred că a fost. Chiar am picat... Oh my god, chiar am picat oare? What? Nu veți muri încă, mă mai joc puțin cu voi. Aoleu! Înainte, cineva trebuie să se sacrifice. Eu? Nu? De ce iau eu foc? Dă-ți medkit, pisică! Dă-ți snack-ul ăla, dacă poți. Păi n-am snack, că nu mi-am cumpărat. Am zis, ce, mi-au eu snack, că nu mănânc snack. Poate să moare, dar trebuie să te răspuneze, că bănuiesc că ți-ai luat ăla de vieți. Da! N-ai murit, pisică. N-am murit. Mai ai medkit? Mai am două bucăți, dar 25 de secunde. Dă-ți unul, măcar, că... Păi nu mă lasă să dau unul după altul. Acum e rândul tău? Oh my god, acum am dă mie. Ai 60 de secunde să termini obiul. Altfel vei fi strivit. Pisică, dă-ți un medkit neapărat. Păi nu poți, am spus. Ai zis că mai ai două. Păi mai am două, dar tu nu ai văzut că nu poți să ți le dai unul după altul. A, nu poți, nu știam. Oh my god, vezi că se mișcă astea. Oricum i-am luat de la de vieți infinite. Ah! Am murit. Hai te rog, apari. M-a răspunat. A, m-a spunat mai departe, lol. What? Hai, apare acum, te rog. Ok. Mai aștept un pic? Eu nu știu unde m-a dat, undeva... Bă, e foarte greu, sau? A, pe mine m-a dat la ieșire. Te-a dat la finish deja. M-a dat la finish. Mai dai să mor și tu dacă... A, dar de ce m-au omorât pe mine? Nu știu, dar e ok. Nu știu, în fine, că n-am văzut. Ești bine, nu trebuia să dai medkit pentru că practic suntem la fin. Eu credeam că m-a dat mai departe și trebuia să mai fac obi pe aici, dar nu. Nu știu, obi-urile astea pe timp mă stresează rău de tot, știu, pentru că... Știu, și pe mine. Nu știu, eu vreau să fac în ritmul meu, știi? Adică exact. nu prea mă descurc pe stres de ăsta, așa, nu știu. Oh, s-a prăbușit totul, s-a strivit totul acolo, vezi? Am rămas să stai aici. Da, am văzut. Ok, suntem în regulă. Toată lumea este în regulă? Hai să mergem mai departe. Îmi place că noi vorbim ca și cum ar fi mulți oameni aici. Da. Aoleu, dar în povești oricum rămânem la, spre final, rămânem singuri mereu. Mhm. Ok. Avem două căi. You choose. Bă, aici pare că ai merge, iar aici pare că n-ai merge, aici pare că ai pica. Deci, aș alege ăsta. Right, hai să alegem right. Am ales. Hai să vedem, doamne știu. Dacă murim trebuie să ne responeze, nu? Normal. Zic și eu, nu știu. Am luat ăla de infinit, deci... Da, păi pe mine m-a spunat imediat, nici mă, că mi-a dat continuu, dar m-a spunat imediat. Ia, am ales zona bună. Spuneți că ne lasă să trecem acum sau? Sper să scăpăm de aici mai repede. Okay. Sunt foarte multe decizii de la în obiul ăsta, în obiul ăsta, în povestea asta. Okay. A fost bine? Nu-mi dau seama încă. Se pare că e un dead end. N-am ajuns unde trebuie, ne-am blocat. Hai să ne întoarcem. Hai că ne mai întoarcem dacă e. Oh, nu, el este aici. Păi și acum cum... Nu o să supraviețuiți. Da, păi mi-am luat Game Pass. Dacă vreți să supraviețuiți, trebuie să terminați maze-ul 900 de secunde. După tine. Oh my god, hai. Zic că nu mă pricep. Ba da, hai. După Maxi Infinity. Okay. El se pricepe să facă labirintul. Zic că nu mă pricep și o să ne pierdem. Serios, deși zice că nu se pricepe. Mama, am pușcat tu ceva. Da, a văzut, a tras cu săgeată în tine. Zic că nu mergem bine. Hai, nu. Ți-am zis. E o scuipătoare de aia. Hai să trecem pe aici. Capitane, mai așteaptă și pisica. Da, mi-am băgat viteza aia și de-aia merg așa. Hai că mă uit eu repede să văd dacă ești. Cine e aici? Cine e acolo? E cineva. Creatorul jocului. Hai, vino încoace, lasă-l pe creatorul jocului că trebuie să găsim ieșirea. Nu am nevoie de el, hai. O să găsim ieșirea.
Deci ne întoarcem pe aici. Vino cu ace, vino cu ace, vino cu ace. Acum, 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 capitane. Capitane, capitane. Nu, 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 nu. Nici nu știu, am fost, nu, nu. Vezi? Nu pe aici n-am fost, pe aici n-am fost. Ba da, de pricepi, hai. Hai că de pricepi, Maximilian. Păi că ne-am întors de unde am pornit. Sunt confuză. Da. Ia stai așa că mă uit eu acum repede. Am băgat viteză aici, nu e nimic. Nu e nimic, nu e nimic. Ok. Pe aici, vină repede. Aici e, aici e. Oh, yes. Grăb- vezi dacă poți să te grăbești? Eu nu pot. Hai, 10, 9, 8, 7, 6, 5, oh. 4, 3, hai. Hai mă că m-am descurcat. Mam. Ia. Și acum e super nervos că am reușit. Aoleu. Dar de ce mai enervezi, frate, dacă tot... Hai, hai, tot hai, hai, hai. Unde? Păi tu ne-ai dat asta, acum ce vina am eu că m-am descurcat, nu? Adică zic și corect. Eu. Tu mi-ai dat challenge-ul, eu l-am făcut. Ce vina am eu? Oh, hai sus, sus, pe astea. Ok. Țac, țac. Oh! Bravo. Hai că-mi bag boost-ul de viteză. Păi și o să te ajute la chestia asta? Că... Oh! 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 Nu m-a ajutat, am murit, am murit, m-a dat sus de tot. Oh my god, oh my god, oh my god. Bă, da, te pune să te duci aici și gen... Ok. Hai. Tu cum ajungi la scara aia? Că n-ai cum. N-ai cum să ajungi la scara aia. Ia urcă-te pe capul meu. Nu, n-ai cum, cred că aici trebuie să stăm. Nu știu, așa am impresia. Pentru că aici te-a spawnat când ai murit. Speriat. Da, da, da. Nu cred că să o ridică mai sus de aici. Și o să cadă... Nu, nu s-a ridicat. Asta mă vedeam, că n-are cum să te spunezi undeva unde te moară. Bun, scara s-a coborât. Hai să mergem. Ne urcăm, ne urcăm. Bă, nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă place când mai facem povești de astea, că sunt nebune poveștile astea. Hai, după lumină. O, ieșirea, ieșirea, yes, yes. Perete, bă, nu pot să mai trec. Nici eu. Jocul ăsta are obsesie să te teleporteze. Vrea el, dacă nu te-a teleportat, să oftică. Oh, prea târziu, prietene, n-ai vreau închis. Vreau să trec, nu mai vreau perete invizibil. Oh, bă! Nu, am zis, n-ai închis ce trebuie și n-ai închis și asta. Oh, nu, acum chiar că am murit pe bune. Ba nu, n-am murit, că am cumpărat de aia. Păi da, da, dacă povestea zice că se termină, se termină. Nu știu. Maximilian, eu vreau să supraviețuiesc. No. Păi ce facem? Nu o să avem mâncare. Oh, ah! Aolo. Alo? Și acum? Alo? Domnul Spirit? Asta este sfârșitul vostru. De ce faci asta? De ce faci asta? Păi? Și acum zice, cabana era... O să vă spun povestea și adevărul. Și acum? Oh, domne. Ce face? Ne arată în... Ne spune adevărul. Povestea lui, ce s-a întâmplat cu el. Ia. Într-o zi, mergeam cu prietenii mei la camping. La fel ca și voi. O, doamne. Ce s-a întâmplat cu el? Nu știu. Ei, party, dans aici. O, petrecere, dar trebuie să dai muzica mai încet puțin. Da, pentru trebuie că să dai muzica mai încet, pe care nu avem voie să o punem. Gata. Gata, ok. Așa. Și acum s-a făcut noapte. Ok, și în timpul nopții eram foarte speriat. Foarte trist. S-a speriat de poveștile de speriat, pisică. Ha, ha, ha. Au râs de mine. Le-am spus să se oprească. Și nu s-a oprit. Ia să vedem. Așa că am vrut să-mi trec peste frica mea și i-am omorât. Și am luat geanta aceasta. Mamă, cu costumul de... Mamă, ăsta e diabolic, pisică! Are probleme la cap! Da, are. Și acum sunt monstrul ăsta. Și ăsta are probleme la căpățână, pisică! Da, și acum lasă-ne să trecem, că n-avem nicio vină noi. Că au râs aia de tine, că noi nu râdem de tine. Are probleme la căpățână. Ce s-a întâmplat? Ah, am tot povestea. Și acum, o fată. A, și acum se duce să-i omoare.
Mamă, frate, e nebun. Da. Bă, dar totuși cum se teleportează? Eu asta aș vrea să știu. Pentru că aici pare a fi un om normal. Bine, da, nu la cap, dar... Da. Pare a fi un om... La cum arată, e un om normal. Nu o fantomă. Corect? Da. Am crezut că e o fantomă. Păi da, cred că acum chiar e, pentru că vezi că are un fel de putere, parcă. Da. După toate astea, poliția a încercat să mă găsească, dar n-au putut pentru că am scăpat în cave. Și nu sunt o persoană ca înainte. Acum este timpul să vă omor! Zică, am murit, gregă! Zică? Ce s-a întâmplat? Zică, mi-am luat Game Pass să supraviețuiesc! Secret Ending! Yeah! Wow! Wow! Cum am făcut rost de Secret Ending? Nu știu! Finalul secret! What? Deci cel mai rar final ni l-a dat nouă. What? Secret Ending! Ăsta este cel mai rar! Nu poți să-l iei așa, oarecum. Deci mereu mi-am dorit să joc și eu un Secret Ending de ăsta, că niciodată nu-mi ieșea la... Dar de ce ni l-a dat? Ce am făcut să ne dea Secret Ending? Nu știu! Nu știu. Wow, ce tare e. Deci efectiv nu știu. Super mișto povestea. Foarte și mă vă recomand să jucați și voi și să descoperiți restul endingurilor. Să vedeți da. Și voi. Da. Hai și cu ending și bad ending și exact. Secret ending aparent. Da, și ne-am făcut asta secret. Wow, genial. Am făcut secretul, da. Îmi place. Bun, și cam cu acest episod, dacă v-a plăcut și mai vreți să mai facem episoade din Roblox, nu uitați să apăsați butonul ăla și de like și noi ne auzim data viitoare. Pa! Pa, pa!